Salut! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 7 al sezonului 2 din podcast despre bani. Bine te-am regăsit! Dacă asculți pentru prima oară podcastul nostru, te invit să ne dai un like și să te abonezi pe canalul de YouTube. Aceste lucruri ne ajută să facem un podcast mai bun pentru tine. Dacă nu știi deja, podcastul nostru poate fi ascultat și pe platformele dedicate, cum ar fi Spotify, Google și Apple Podcast. Astăzi, alături de mine, se află Cătălin. Cătălin, bine ai venit! Bine te-am regăsit, Ștefan, și bine v-am regăsit pe toți cei care ne ascultați. Cred că astăzi vom avea o discuție interesantă, un podcast interesant despre un subiect fierbinte, în special în perioada actuală, când oamenii observă că se întâmplă lucruri în jurul lor, observă că se iau măsuri în jurul lor datorită acestei pandemii. Și hai să vedem despre ce este vorba, ca să nu vă ținem prea mult în suspans. Ștefan, vrei să spui tu? Sigur, tema zilei este una care a fost deja cerută în comentarii mai de mult și o avem de ceva timp pe listă. Ea este pensia și cum asigurăm un venit suficient când ajungem la pensie. A știu cine a pus în comentarii întrebarea asta sau cine a cerut subiectul. Exact. Da. Să încep eu? Sigur, te rog. Da. Cred că modul în care putem să ne asigurăm un venit suficient la pensie este unul singur. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să fac o mică paranteză vis-a-vis de ce am observat la foarte multă lume, la foarte multe persoane cu care am interacționat de-a lungul timpului. Nu neapărat din perspectiva momentelor în care am discutat despre finanțe, dar în general vorbind ca și mentalitate și ca și mod de a aborda acest subiect al pensiei și al veniturilor după încetarea sau după retragerea din câmpul muncii. În special, majoritatea acestor persoane sau din perspectiva majorității acestor persoane, ei văd că acest lucru sau deja au ajuns la vârsta respectivă, văd acest lucru întâmplându-se la o vârstă înaintată, peste 60 de ani de obicei. Și am observat, cum spuneam, o mentalitate de genul cele inoculate, să spunem, sau impuse pe vremea erei industriale. Da? O mentalitate de angajat, o mentalitate a unor persoane care au fost învățate sau cărora li s-a spus că este bine ca să ai o pensie ok, ca să ai un venit suficient la bătrânețe, este ok să mergi la școală, să obții o calificare mai înaltă sau mai joasă, mai puțin relevant nivelul, să obții un job, să intri în câmpul muncii, să stai de preferință în acel job sau eventual să mai schimbi încă 2-3 maxim până la vârsta pensionării și la un moment dat să te retragi din câmpul activității, din câmpul muncii și să aștepți ca cineva, în speță statul, să îți plătească o pensie. Da? Cam asta este paradigma în baza căreia majoritatea sau foarte multe persoane despre care vorbesc au trăit și trăiesc în continuare. O paradigmă cu care eu nu sunt, pentru că este foarte riscantă din punctul meu de vedere. Cea mai simplă metodă și cea mai sigură metodă prin care o persoană poate să își prezică viitorul sau să-și planifice viitorul este să și-l creeze. După părerea mea, nu să aștepte ca cineva să îl ofere sau ca cineva să aibă grijă ca acel viitor să fie aliniat cu așteptările persoanei respective. Pentru că de obicei nu se întâmplă așa. Da, și vedem atât. Te rog. Da, te ascult. Vedem atât de multe discuții și traume și suferințe în rândul pensionarilor. Unii au pensii nesimțite, alții au pensii care abia le-a ajuns să trăiască de azi pe mâine. Deci vedem niște discrepanțe foarte mari care derivă practic din același lucru, faptul că o entitate externă, persoana respective, care nu ține de ei, le asigură acel venit. Ei n-au nicio putere asupra acelei entități sau nicio putere de a influența valoarea banilor sau veniturilor care le sunt asigurate sub formă de pensie. Da, mai ales că acum, așa cum ai spus și tu, paradigma nu prea mai funcționează.
Exact. Pentru că mai poți să mai stai să muncești 20 de ani într-un singur loc și să schimbi două, trei joburi sau servicii în cursul unei vieți active. Și chiar dacă vrei, la un moment dat se schimbă vremurile, se schimbă modelul de lucru, se schimbă alte modele în jurul tău. Modelul economic. Exact, modelul economic. Dacă tu nu te adaptezi acestui model și ești încă setat pe ideea de eu vreau să muncesc la aceeași firmă sau să cotizez lună de lună la stat cu asigurări sociale și pensie și la sfârșit să vină statul să-mi dea și mie o pensie care să mă mulțumească, nu este ceva pe lângă, cum ai spus tu, că nu e ceva unde ai putere și nu poți să influențezi, dar nu-ți garantează nimeni că dacă acum ai 25 de ani și o să muncești 40 de ani de aici încolo, o să mai existe un stat sau o să mai existe puterea acelui stat, că statul, să spunem, că va exista, dar va mai avea el putere să-ți dea, chiar dacă vrea, suficienți bani pentru pensie? Poate da, poate nu, dar de ce să riscăm? Nu? Da, ai un risc. Ai un risc care exact. Nu este acoperit. Și acel risc, exact. Asupra acelui risc, n-ai nicio putere, nu ai cum să, n-ai nicio metodă de control. Unul dintre speakerii motivaționali, vorbitorii motivaționali care mi-o plac foarte mult, foarte mult, se numește Les Brown și are într-un discurs al său exact partea asta în care spune că în momentul în care tu vezi ce poți să faci tu pentru tine, începe să-ți fie rușine să ceri altora să facă lucruri pentru tine. Pentru că oricum tu poți să faci mult mai multe pentru tine decât ar putea altcineva, în speță statul acum sau în această discuție, pentru tine. Și pentru lucrurile astea, adică văzând lucrurile astea, eu am început să fac lucruri pentru mine. Să iau acțiune, așa. Să iau acțiune, exact. Și mă gândeam să vorbim un pic, dacă vrei tu să ne spui despre cum își câștigă în general oamenii în funcție de cele patru moduri în care își pot câștiga oamenii bani. A, tu zici de cele patru cadrane, am înțeles, da. Exact. Da, ceea ce este, deci faptul că oamenii mai în vârstă au această mentalitate de a merge și a-și lua un job și a schimba două, trei locuri de muncă de-a lungul vieții și a fi dependent de o pensie pe care este plătită de o entitate, în speță statul, este o mentalitate a ceea ce se cheamă angajat. Exact. Și cine nu este familiarizat cu cadranul banilor, cadranul banilor fiind o carte scrisă de Robert Kiyosaki, în care împarte oamenii în patru categorii în funcție de tipul de venit. Vorbim despre angajat, vorbim de antreprenori sau de cei care au PFA-uri, de liberi profesioniști, vorbim de oamenii care investesc în afaceri sau își dezvoltă afaceri și vorbim de investitori. Deci acestea sunt cele patru cadrane. Cine este curios și cine n-a citit până la ora actuală cadranul banilor scrisă de Robert Kiyosaki, sfatul meu este să pună mâna și să citească. Este foarte ușor de citit și conceptele sunt foarte clare și foarte simple de înțeles. Da. Și sfatul. Te rog. Și sfatul meu. Și sfatul tău. Ok. Ideea este că mentalitatea respectivă este perfect calată și perfect aliniată cu cei care sunt în cadranul angajatului, cei care își obțin veniturile dintr-un job. Da? Și ceea ce este dramatic sau îngrijorător pentru mine nu este faptul că cei mai în vârstă, să spunem peste 50 de ani, peste 40 de ani, au astfel de mentalitate, pentru că s-ar putea încă să mai prindă situații avantajoase sau nu, dar vor prinde situații în care statul le va plăti o pensie care să le asigure un trai decent, să spunem, sau măcar peste minimul necesar, să zicem așa. Acolo, probabil la minimul necesar.
Da. Deci nu vor muri, asta e clar. Nu vor muri. Da, nu-i lasă nu să muri. Da. Bun. Da. Ideea este că, sau drama este că văd că această mentalitate este preluată și de generația tânără, de generația care vine din spate. De ce? În special pentru faptul că educația financiară lipsește cu desăvârșire din școli, iar în școală ești învățat să deprinzi abilități care sunt necesare pentru un angajat. Mai rar ești învățat în școală, adică doar cei care urmează studii economice, să zicem, poate că pe linie de management ajung să învețe câte ceva despre afaceri, despre cum îi spune, despre partea de antreprenoriat și așa mai departe, și despre partea de economii și investiții. Dar și acolo, foarte mult, scuză-mă că te întrerup, uh-huh. Și acolo înveți cum să faci managementul afacerilor pentru alții, exact. Nu neapărat să creezi tu o afacere. Deci partea de antreprenoriat este destul de sumar tratată. Uh-huh. Mai repede înveți cum să fii un angajat de top, adică un, okay, da. Hai să spunem, CEO sau oricum ceva de genul, într-o afacere, decât cum să îți creezi tu o afacere. Și e foarte diferit să fii un CEO sau un antreprenor. Chiar și între uh-huh. astea două lucruri există diferențe mari. Corect. Scuză, am întrerupt. Te rog să continui. Nicio problemă. Deci înveți practic să fii tot un angajat, doar că un angajat foarte bine plătit. Exact, exact. Ceea ce este ok. Dar ca idee, paradigma respectivă, paradigma pensiei asigurate de stat sau de un fond de investiții, depinde de ce fel de pensie vorbim, că vorbim de pensie privată sau pensie de stat sau cumulate, paradigma pensiei, mie mi se pare pensie asigurată de către o entitate externă, o entitate care nu ține de tine, pe care tu nu o controlezi, mi se pare eronată. De ce? Pentru că din start, acea entitate sau planul tău este ca atunci când te-ai retras la pensie, veniturile tale să scadă. N-am întâlnit până acum situații în care o entitate care se angajează să-ți plătească pensia să vină și să îți dea mai mulți bani după ce ieși la pensie decât atunci când lucrai. De obicei, tendința și planul este să obții măcar un procent din ceea ce câștigai atunci când erai în activitate sau în câmpul muncii. Exact. Există și excepții, desigur. Vorbim de pensii nesimțite, vorbim de oameni care au contribuit la fonduri de pensii private și au surprize plăcute, dar de obicei sunt întâmplări și sunt excepții, nu sunt regula despre care vorbeam mai devreme. Asta era discuția, că este paradigma din cadranul angajatului, nu este paradigma din celelalte trei cadrane. Este paradigma care este moștenită și transmisă în sânul familiei, de la tată la fiu, de la mamă la fiu sau de la mamă la fică, de la tată la fică, pentru că educația financiară lipsește aproape cu desăvârșire din sistemul educațional. Și e normal să fie așa. Și atunci foarte multe persoane, cel puțin asta e observația mea, au impresia că sunt cumva blocate în acel cadran și nu prea au nicio șansă de ieșire. Adică dacă așa s-a nimerit să se nască și acolo au ajuns, la un moment dat nu prea au nicio portiță de ieșire, ceea ce este cu totul fals. Pentru că nimeni și nimic nu îi oprește, ca încă din perioada când sunt activi, deci până să iasă la pensie, să activeze într-unul din celelalte trei cadrane. Fie să... Pot? Te rog. Poți să activezi în același timp în mai multe cadrane, fără probleme. Exact, exact. Și în momentul în care activezi în mai multe cadrane, înveți sau faci lucrurile diferit în fiecare dintre aceste cadrane, și pentru că înveți și din cadranul, să zicem, cadranul antreprenorului, uh-huh. asta te face mai bun să în cadranul în care ești inițial, în cadranul angajatului, să spunem. Deci, din punctul ăsta de vedere, poți să devii un angajat mai bun dacă ai și experiența antreprenorială. Exact, exact. Sau poți să devii un angajat mai bun dacă ai experiență de investiții. Și invers, pentru că tu ai, să spunem, o experiență de angajat de 10 ani de zile, atunci când vrei să-ți deschizi o mică afacere, să treci, să fii liber
întreprinzător sau cum se numește PFA acum la noi, sau chiar o companie, deci să fii antreprenor, sau să te apuci de investiții, înțelegi lucrurile mai bine pentru că ai deja experiență în alte cadrane. Este ca și cum stai la o masă și câtă vreme ești în cadranul angajatului, stai pe o parte a mesei. În momentul în care ți-ai deschis afacerea, te muți pe partea cealaltă a mesei, pe partea mesei unde se află angajatorul și poți privi aceeași masă, doar că din altă perspectivă. În momentul în care ești investitor, te poți ridica în picioare cum ai venit de la masă și poți vedea masa în întregime și inclusiv angajatul care stă de o parte a mesei și inclusiv managerul sau creatorul afacerii, cel care a pus bazele afacerii pe de altă parte. Deci oferă o perspectivă sau îți oferă mai multe perspective care în cele din urmă te conduce la o mai bună înțelegere și implicit la rezultate mai bune, indiferent în care din cadrane acționezi. Și dacă ești investitor, cum ai spus tu, în momentul în care nu-ți place masa, te poți schimba. Inclusiv, da. Îți oferă mai multe opțiuni și mai multă libertate, până la urmă. Deci ai mai multe feluri sau ai mai multe opțiuni de a alege masa la care te așezi. Și când spun opțiuni, mă refer că poți să investești în bursă sau poți să investești în afaceri mici private sau poți să investești în diferite, nu știu, în imobiliare, că am vorbit de foarte multe ori în acest podcast despre imobiliare. Deci nu mă refer neapărat la ce afacere. Ok, putem să mergem un pas mai departe și să spunem că vreau să aleg afacerea X sau afacerea Y dacă investim pe bursă, dar chiar domeniul în care investești poate să fie cu totul diferit. Corect. Astfel încât să se muleze pe ceea ce ție îți place și ceea ce tu vrei să faci. Da. Și înainte să trecem la exemple efective și să vorbim despre cum facem să avem sumele astea suficiente la pensie, eu mai vreau să fac o singură, să spunem așa, observație la ceva ce ai spus tu. Și observația e un îndemn la meditație către cei care ne ascultă. Tu ai spus, și eu sunt foarte de acord, este foarte adevărat, că în momentul în care ești la pensie, cei care îți oferă această pensie îți oferă un procent mai mare sau mai mic, dar de obicei sub sau foarte 99% dintre oameni au mult sub cât au avut ei ca angajați. 40%, 50%, 70%, dar oricum câteva zeci de procente sub cât au avut ei ca angajați venituri. Și atunci te întreb, și nu neapărat pe tine, ci pe cei care ascultă, dacă ți se diminuează venitul, ce trebuie să faci? Să-ți diminuezi stilul de viață? Asta înseamnă că pensia trebuie neapărat să fie o diminuare a stilului de viață? Că trebuie să renunți la, nu știu, la un concediu, aveai două concedii pe an și acum trebuie să ai numai unul sau poate niciunul, sau să te muți dintr-un apartament pe care l-aveai și ai trăit toată viața într-o garsonieră, sau e o problemă reală din punctul meu de vedere. Ai mai puțin bani. Corect. Trebuie să rezolvi cumva problema asta. Și fix aici ajungem la tema zilei. Cum asigurăm un venit suficient pentru pensie, nu? Exact. Da, și cum spuneai și tu, este foarte simplu, sau cel mai simplu pas care poate fi făcut este să începi să activezi în cadranul investitorului, după părerea mea. Deși la prima vedere, sau dacă nu mă înșel, inclusiv în carte, Kiyosaki spune că ar trebui să treci de la cadranul angajatului la cadranul antreprenorului, al liber profesionistului, după care să treci la cadranul afaceristului și abia apoi la cadranul investitorului. Ceea ce am observat în realitate și chiar funcționează este că poți să sari direct în cadranul investitorului.
deși aparent se pare că ar trebui să treci prin toate celelalte faze sau prin toate celelalte cadrane. Și aici apar soluții și variante din ce în ce mai viabile, în special datorită avansului tehnologic. Adică dacă în urmă cu 20 de ani, să spunem, o persoană care vrea să facă investiții pe o bursă, să spunem, sau vrea să aibă acces sau să facă investiții imobiliare sau să aibă acces la anumite instrumente financiare, nu putea să o facă, sau dacă vrea să o facă era foarte greu și trebuia să acumuleze niște cunoștințe. La ora actuală, datorită dezvoltării tehnologice și evoluției cu care ne confruntăm, și greu și scump. Exact. Deci la ora actuală, practic orice investiție este la depărtarea unui click față de orice persoană cu acces la internet și cu o interfață sau cu un dispozitiv suficient de inteligent, gen smartphone, o tabletă sau un calculator, un computer sau un laptop. Exact. Ok. Uite, primul exemplu de cum să faci să ai suficient venit la pensie este exact portofoliul public pe care eu l-am pe site, pe finanțe personale și prezintă una raportul în acest portofoliu. Portofoliul acesta a fost făcut și am spus de la început, el este un portofoliu făcut ca în timp să crească și la pensie să-mi aducă suficienți bani pentru a mă susține indiferent de suma pe care o voi primi sau nu de la diferite entități, să spunem statul român sau în speță. Și care este modalitatea prin care el îmi aduce bani? Păi, destul de simplu. Sau prin aprecierea acțiunilor, da? În portofoliul respectiv cumpăr acțiuni care se apreciază, adică le crește valoarea și pot să vând acțiunile și să trăiesc din banii respectivi, asta ar fi unul, și doi, prin dividendele pe care acțiunile le plătesc. Și ce am eu de gând să fac este o îmbinare a celor două, de exemplu, pentru că acum sunt tânăr și încă în putere muncesc, chiar îmi place, n-am nicio problemă să câștig bani. Tânăr și neliniștit. Destul de liniștit, așa, nu chiar neliniștit. Ok. Deci investesc în companii și ETF-uri care au nu neapărat un dividend foarte mare, dar care eu cred că au o putere de creștere pe o perioadă hotărâtă de mine suficient de bună, puterea de creștere suficient de bună, urmând ca în momentul în care mă apropii de pensie să schimb aceste investiții spre active, adică acțiuni și obligațiuni care dau dividend lunar sau la 3 luni, astfel încât dividendul respectiv să îmi acopere venitul pe care îl aveam în momentul în care eram efectiv activ și îmi câștigam venitul activ. Deci, întâi îmi cresc un portofoliu, iar după o perioadă, acest portofoliu îmi aduce prin dividende bani efectiv activ în fiecare lună sau la 3 luni, în funcție de cum plătesc acele companii. Și asta e o metodă foarte simplă pe care, practic, dacă eu o pot face din România fără costuri sau cu costuri minime, bănuiesc că la fel ca și mine sunt și cei care ne ascultă, deci nu trebuie nimic special, nu ai nevoie de tehnologie specială, trebuie doar investiție în educația financiară, nu în cunoștințe, altceva. Da. Și încă o chestie. Ștefan nu a reinventat apa caldă, deci nu a făcut marea descoperire a secolului că poate face investiții utilizând un calculator sau un telefon. Evident, nici nu am pretenția. Ce vreau să spun este că românii în general suferă de faptul că
au trăit în comunism, sau cel puțin generațiile mai vechi au trăit în comunism și nu au avut deschiderea către capitalism, care au avut-o alte persoane din alte state, în speță din Occident. În Occident este foarte normal ca cineva să aibă o astfel de abordare, cum spui tu, Ștefan, adică să facă investiții încă de foarte tânăr, indiferent de tipul lor, da? Și să-și aranjeze bătrânețile într-un mod confortabil. Este motivul pentru care vedem o grămadă de occidentali care la bătrânețe se plimbă pe iahturi sau în croaziere sau stau în resorturi de lux. Este motivul, exact, sau motivul simplu pentru ceea ce trăiesc ei la momentul respectiv constă în faptul că din timpul când erau activi au făcut investițiile sau au alocat resurse financiare suficiente în diferite vehicule, că vorbim de fonduri private de investiții, că vorbim de investiții făcute chiar de ei în diferite vehicule investiționale, indiferent care este cauza sau care este vehiculul utilizat, finalitatea este aceeași, că la vârsta pensiei sau la vârstele respective au niște venituri uneori chiar mai mari decât în momentul sau în perioada în care erau activi și erau în câmpul muncii. Exact, pentru că în favoarea lor lucrează dobânda compusă. Inclusiv, da, da, deci, corect. Dobânda compusă e cea care în timp te face să depui o sumă sau tu depui o sumă de bani relativ mică și dacă oferi banilor respectiv suficient timp, ei ajung să îți aducă un ROI, un return on investment, da? Destul de mare, un randament, uh-huh, cum se numește în română, foarte mare sau, în cel mai rău caz, destul de mare. Deci, chiar și când e rău, tot e bine. Da. Cam așa. Da, cam așa e. Și uite, pare foarte bine că ai adus vorba despre a doua metodă prin care putem să facem... să ne creștem venitul în momentul când ieșim la pensie, o metodă foarte simplă. Practic, fondul privat, uh-huh, de pensie. Nu e neapărat o metodă extraordinară, adică eu nu o consider ca fiind o metodă, cea mai bună metodă pe care o pot face investitorii, uh-huh, oamenii, dar din punctul meu de vedere este o metodă foarte bună dacă nu vrei să faci nimic. Exact. Adică pur și simplu, așa cum investești pe bursă, poți să găsești un fond de pensie care să investească pentru tine. Ei o să-ți iau un comision mai mare decât dacă ai face tu acest lucru, dar au legislația de așa natură încât trebuie să investească în lucruri destul de sigure pentru tine. Și există fondul de pensie și în România există pensia de pilonul 2, se numește. Exact. Și pentru oamenii care vor să contribuie mai mult, există chiar și pilonul 3. Deci nu trebuie, aici nici măcar nu trebuie să te educi financiar, trebuie doar să vrei și să contribui la un astfel de pilon. Doar să înțelegi faptul că dacă rămâi în continuare sau dacă mergi pe paradigma de care vorbeam mai devreme, paradigma greșită, în care să aștepți sau să te aștepți ca la momentul în care ieși din câmpul muncii cineva să aibă grijă de tine și cineva să-ți ofere niște bani de care tu să fii mulțumit sau mulțumită, și deci în momentul când înțelegi aspectul ăsta, poți să alegi din multitudinea de vehicule financiare sau vehicule investiționale în care să aloci niște bani de-a lungul timpului, astfel încât la un anumit moment dat să ajungi să ai niște venituri pasive din acele investiții sau din acele fonduri sau din acele vehicule care să-ți asigure sau măcar să-ți mențină nivelul de trai pe care l-ai avut până atunci. Și aici, exact. Aici, dacă vrei, Ștefan, aș intra rapid și în conceptul de FIRE, dacă e. Te rog. Conceptul de FIRE, la care se referă la Financial Independent Retire Early, adică să fii independent, exact, financiar și să ieși la pensie mai devreme decât vârsta pensionării legale sau considerată legală într-un anumit stat. Adică acei 65, 67, 60 ceva de ani în România. Făcând chestia asta, făcând investiții, alocând fonduri, alocând bani
pentru în diferite vehicule investiționale sau vehicule care să te ajute, fie prin dobânda compusă, fie în alte moduri, să ajungi la un anumit moment să obții venituri și din alte surse și aceste venituri să îți asigure, sau să-ți mențină sau chiar să-ți ofere un nivel de trai mai ridicat decât cel pe care l-ai folosind exclusiv venitul activ din activitatea principală ca angajat în speță, să spunem. Este un concept care a luat amploare, cel puțin în ultimii ani am văzut că a prins din ce în ce mai mult și din ce în ce mai multe persoane tinere, să spun, sau din generațiile noi, își doresc să atingă independența financiară și să iasă la pensie sau să se retragă din câmpul muncii la o vârstă destul de fragedă, 30 de ani, 35 de ani, 25 de ani, 40 de ani și așa mai departe. Ceea ce este perfect fezabil și perfect realizabil. Da? Aici apare șocul multora, în special mai în vârstă, să spunem spre 50 de ani, când observă situații de oameni, de puști efectiv, cum le spun ei, care la 27 de ani sunt independenți financiar, sunt pensionari. Și ei încă, la 50 de ani, sunt încă în câmpul muncii. Deci este un șoc efectiv. Exact. Diferența între cele două persoane este că cel care a ieșit la pensie, să spun, la 27 de ani, a înțeles niște chestii, a înțeles că paradigma nouă nu este să stai într-un job sau în câteva joburi și să fii dependent de o pensie pe care să ți-o plătească cineva, să aibă grijă cineva de tine la un anumit moment, ci că trebuie să-și ia soarta în propriile mâini și să acționeze. Și mie mi se pare că de fapt, nu mi se pare, FIRE a pornit în Statele Unite și s-a dezvoltat foarte mult și în Europa. Pe mine lucrul ăsta mă bucură foarte mult, pentru că sunt oameni care încep să facă investiții din ce în ce mai mult și în România. Nu știu dacă neapărat pe sistemul FIRE sau pentru că au auzit de FIRE sau pur și simplu pentru că până la urmă și-au dat seama că despre asta e vorba și trebuie să-și ia, așa cum ai spus tu, soarta în propriile mâini. Să-și ia în propriile mâini, soarta, da. Să-și ia soarta în propriile mâini. Care sunt investițiile pe care românii le iubesc foarte mult? Am observat și vorbim foarte des despre ele aici la noi la podcast despre bani. Cele imobiliare. Investițiile, da, investițiile imobiliare. Cred că investițiile imobiliare sunt cele mai, pentru mine de fapt, cele mai bune investiții, pentru că dacă faci investiții imobiliare cu ajutorul unei bănci sau other people money, nu contează de unde iei banii respectivi, și înveți să faci investițiile astea imobiliare, ele merg cumva ca pe bandă rulantă. Adică după ce ai făcut prima investiție, a doua o să fie mai ușoară, a treia o să fie și mai ușoară, dar sistemul e oarecum același. Replici ceea ce ai făcut la prima, la a doua, etc. Și investițiile astea sunt o metodă foarte bună de a obține sume de bani suplimentare în momentul în care muncești și sume de bani foarte bune și foarte mari în momentul în care ești la pensie și practic ne asigură venitul ăsta de care tot am vorbit în podcastul acesta. Și plus că pe linia asta, pe domeniul ăsta este foarte simplu, pentru că în principiu, ca să-ți asiguri, cum dădeam și exemple în alte, cu alte ocazii, dacă pornești de la o valoare, că până la urmă procesul cam așa ar trebui să fie, să stabilești o valoare la care sau pe care ar trebui, a veniturilor, care ar trebui să-ți asigure ție un nivel, un standard de viață, un nivel de confort satisfăcător. Da? E, acea valoare depinde de la caz la caz. Da? Să spunem că pentru România sau o valoare minimă, să zicem, pentru România ar fi 1.000 de euro pe lună. Da? Dacă cineva ar avea pensie de 1.000 de euro pe lună, am putea spune că poate avea un trai ok, să zicem, în România.
Și atunci, pentru a obține un astfel de venit din investiții în speță, o astfel de pensie, da, vorbim de pensie suplimentară, lăsând la o parte pensia din partea statului pe care nu poți să pui bază, că astăzi e, mâine nu e, astăzi e 100%, mâine e tăiată cu 25%, 30%, 70% și așa mai departe, e foarte simplu de atins prin 2, 3, maxim 4 imobile, să spunem. Da? Care... Exact. Până la nici nu ai nevoie de foarte multe imobile, pentru că chiria la, nu știu, într-un oraș destul de mare în România e chiar și la o garsonieră de 250, poate și mai mult de 250 de euro pe imobil. Și dacă ai ajuns la o anumită vârstă și a trecut timpul de când ai făcut investiția imobiliară, ea practic s-a plătit singură, pentru că tu ți-ai recuperat toți banii în cei 30 de ani, să zicem, de când ai făcut investiția, ți-ai recuperat de mult toți banii, dar imobilul e în continuare al tău și îți aduce în continuare sume de bani. Exact. Și pentru asta, că eu zic că ne-am cam lungit totuși, ce zici, Ștefan? Pentru asta. Recomandarea mea pentru ascultători este să meargă la celelalte podcasturi unde am discutat în detaliu, în foarte mult detaliu, despre investițiile imobiliare, despre diferite strategii, avantaje, dezavantaje, mai mult avantaje, normal. Să vadă podcastul sau să revadă podcastul despre Velocity Banking, cred că a fost primul podcast, dacă nu mă înșel, din sezonul 1. Da? Revadă sau să reasculte podcastul, primul podcast din sezonul 1, unde am discutat despre Velocity Banking și metoda prin care se poate achita în avans mai repede un credit ipotecar, astfel încât să poți, într-un interval de timp de câțiva zeci de ani, să spunem, să ajungi la un portofoliu suficient de imobile care să-ți asigure o pensie mai mult decât îndestulătoare. Deci revizitați, pentru că, virgulă, conceptele despre care vorbim, am mai discutat despre ele în detaliu în podcasturile anterioare. Sfatul meu este să le revizitați, acele podcasturi, și să le reascultați dacă este cazul, dacă simțiți nevoia. Ștefan, cam asta cred că a fost. Tu ce zici? Exact. Acesta a fost episodul 7 al sezonului 2 din podcast despre bani. Lasă-ne în comentarii întrebările tale. Nu uita să ne dai un like și un subscribe și să le spui prietenilor despre podcast dacă ți-a plăcut acest episod. Mulțumim. Toate cele bune. Spor.